Bună, dragii mei! Astăzi avem de făcut un tort un pic mai deosebit față de cum v-am învățat până acum, cum am făcut până acum, și vreau să vă arăt o metodă cum să umpleți mai ușor un tort care are două feluri de cremă. Acum luăm un tort, dacă vrei să faci un singur rând, îți trebuie undeva 200 de grame, 300 de grame, 400 de grame de cremă și un pic este destul de dificil și foarte mult de lucru să lucrezi cu cantități așa mici. Astăzi vreau să fac un tort care va avea 4 blaturi, deci am copt într-o formă de 24 de cm. Am copt din 6 ouă de vanilie și de cacao. Vreau să fac cu un mus de mascarpone și un mus de căpșuni și vreau să le pun pe mai multe straturi. Deci, mi-am pregătit gelatina pentru amândouă cremele, am bătut frișca pentru amândouă cremele. Eu fac aici 500 de grame de cremă de mus de căpșuni și 500 de grame de mus de mascarpone și vanilie. Bun. Deci, haideți să vă arăt cum procedez eu. Poate vă ajută și pe voi să lucrați un tort, să faceți drum mai repede, da? Pentru început, ne feriem blaturile. Este prima dată când vă arăt torturile de felul ăsta. Deci luăm partea de deasupra, de care nu avem nevoie. În primul rând, am uitat să vă salut pe toți și pentru că mă filmez singur, o să vă răspund după aceea la întrebări. Nu am cum să vă și răspund, să și lucrez. Deci luăm partea de deasupra și ne avem. V-am arătat de mai multe ori cum feliez eu. Deci am 4 blaturi, 2 de vanilie, 2 de cacao, da? Bun. Acum o să montăm într-un inel. Facem un pic de ordine. Ok. Să montăm asta. Bun. Vreau să vă reamintesc, așa cum v-am spus de fiecare dată, o bună organizare vă ajută să faceți și să lucrați foarte ușor, să aveți spațiu, să vă păstrați tot timpul. Eu nici nu mă pot concentra dacă am lucruri foarte multe în jur. Trebuie tot timpul să mi eliberez ce nu am nevoie, îmi depărtez și cu atât mai mult dacă aveți o bucătărie mai micuță, să aveți spațiu acolo, să vă puteți gospodări și să lucrați repede. De ce spun asta? Dacă sunt multe și nu sunt pregătite toate, deci eu și acum mi le pregătesc în felul ăsta,
poate să intre un client, poate să sune telefonul, poate să se întâmple ceva și eu nu... Poate uit să pun ceva, că suntem oameni, uităm. Dacă le ai toate pregătite, e foarte greu să greșești. Bun. Haideți să montăm, punem primul blat. Deci o să fie doar cu cremele astea. Și atunci am nevoie de... patru rânduri de cremă, da? O să punem toate patru. Și facem în felul următor. Avem pastea pregătită aici, le-am lăsat. Ce mai am eu? Gata, pregătit. Aici am bătută frișcă. Da? În felul ăsta, nu foarte tare, cu zahăr pudră. Acum. Pentru că eu am nevoie de, în loc de două straturi, cum lucrăm de obicei, lucrăm pe trei straturi de cremă. O să facem în felul următor. O să fac un strat de muste mascarpone, o să fac un strat de căpșuni și celălalt o să fie amestecat. Sau probabil la mijloc o să le, cel mai bine așa, la mijloc o să fac și jumătate și jumătate. Dar, în total, am nevoie de un kilogram de cremă în tot tortul. O să fac 500 de grame de cremă de căpșuni și 500 de vanilie. Ca să-mi fie mai ușor, am hidratat toată gelatina pentru amândouă torturile deodată și am hidratat pentru 100, pentru un kilogram 20 de grame de gelatină, care le-am hidratat cu 220 de mililitri de apă. Asta o să o pun să mi se topească pe agur. Acum, ca să fie o parțială exactă, o să cântărim frișca, care am bătut-o cu zahăr. Deci pentru că frișca am bătut-o împreună, o împărțim în două. Deci aici... Okay. Cu tot cu zahăr 375 de grame, într-o parte 375 de grame în alta. Când se topește gelatina și gelatina o împărțim la fel. Până atunci, însiropăm primul blat. Eu am făcut un sirop, apă, zahăr și vanilie. Am topit zahărul cu apă și am pus fiolă de vanilie. Da, avem rețeta. La căpșuni am adăugat sirop de căpșuni, vreo 5 linguri, pentru că nu sunt deloc aromate și deci foarte puțin aromate. Și atunci, ca să se îmbunătățească un pic și să ajut un pic, am pus... Ele sunt căpșuni care sunt înghețate, le-am dezghețat pe foc, am dat un clocot. 250 de grame și aici 250 de grame de mascarpone. Aici peste mascarpone o să pun, pentru că vreau să aibă un gust de vanilie, o să pun așa o lingură și jumătate de pastă. Și o să adaug și fiolă. Și când e gata, sunt gata amândouă cremele, înțelegeți? Deci nu le lucrez separat, mi-a luat foarte mult timp și n-are niciun rost. În primul rând, eu am mixerul cel mai mic al meu, are 5 litri, ca să bați 200-250 de mililitri de frișcă, este destul de greu pentru că e bolul mare,
cantitățile mici se fac în, foarte repede în mixerele care sunt micuțe, da? Eu având, având mixere mari, dar nu contează asta. Contează că foarte mult economisiți din timp. Faceți amândouă. Când îți gata amândouă cremele, nu mai stai să mai pui iarăși la bătut altă frișcă, să hidratezi altă gelatină. Înțelegeți? Dar v-am spus, asta este unul din lucrurile care vi le recomand. Să vă organizați bine dinainte, da? Aici e mascarponele cu vanilia. Încerc să mi le amestec un pic. Că urmează să pun gelatină. Da? Acum se topește gelatina. Eu între timp, peste primul blat o să pun și foarte puțină ciocolată, un ganaș de ciocolată. Am spus de mai multe ori cum fac eu ganajul, să vă mai și repet. Eu îmi pregătesc ganaj, îl pregătesc de multe ori cu o zi înainte, ca să-l am gata făcut și doar îl încălzesc puțin și îl folosesc la torturi. De regulă pun jumătate frișcă, jumătate ciocolată, deci asta este regula, doar la ciocolată albă pun ciocolată dublu față de frișcă lichidă. Topesc, încălzesc bine frișca și pun ciocolata. Dacă mă grăbesc și am nevoie de o cantitate mică, de exemplu, trebuie 200 de grame de 400 de grame de ganaj, îmi tai mărunt o ciocolată de 200 de grame. Încălzesc foarte bine ori pe aragaz, ori la microunde 200 de ml de frișcă lichidă, o amestec și când pun se face în felul ăsta. Acum eu aleg să pun foarte puțină Nutella. Îi dă un gust de alune extraordinar de bun. Foarte puțin. Deci nu puneți. Cam la 400 de grame eu pun o lingură de Nutella. Bine, am clienți care vin și spun să fac tot tortul cu cremă de Nutella. Bine, nu fac lucrul ăsta, o să facem, nu poți să iei niște blaturi să le ungi cu Nutella. Dar, dacă cineva își dorește și iubește așa de mult ciocolata cu alune, cum e vorba aia, clientul nostru, stăpânul nostru, da? Thank you.
Eu sper din toată inima că mă auziți, că totul e în regulă. Îl chem și pe soțul meu să mă ajute un pic să vedem dacă sunt întrebări. Vă urmăresc din Timișoara, sunteți minunată, Angela. Mulțumesc, mulțumesc că ne urmăriți. Sper și astăzi să fie așa, câte ceva să învățăm. Deci, vreau să pun și un pic de ganaș de ciocolată. Am însiropat, acum pun un pic de ganaș. Cineva nu-și dorește să fie foarte multă ciocolată, de-aia nici nu m-am gândit să pun multă, deci foarte puțin ganaj, așa. E vorba de niște copilași, mai nititei, și nu vor părinții să le dea prea multă ciocolată, să nu fie prea agitat. Da? Ok? Gelatina s-a hidratat. Acum o să vedem ce cantitate avem, ca să o împărțim în două. Și pentru căpșuni, și pentru mascarpone. Deci 125. O să punem aici. Și îl pun peste mascarpone. O să vedeți cât de rapid sunt amândouă cremele gata, da? Amestecăm gelatina cu mascarponele și cu vanilia. Eu gelatina, cum v-am spus, astea 220 de grame de gelatină, le-am hidratat cu 220 de mililitri de apă. Nu-mi place să nu pun suficientă apă, riscați să se să se închege gelatina, nu este suficient de aerat. Mie îmi place să se mai simtă căpșuna, da? Dar un pic, un pic, astea sunt căpșuni mai mari. O să... A întrebat cineva de unde ați cumpărat plasticul unde montați tortul. Da, plasticul este folie de policarbonat și o cumpăr de la materiale de construcții de la Bauhaus sau de la unde sunt materiale, sunt peste tot. Am înțeles că și în România folie de policarbonat se numește, este rolă mare și e la metru din ea. Este o rolă mare care, deci, e rulată așa, nu luați placa aceea care nu o să puteți să o rulați. Ok, am zdrobit puțin căpșunile, dar să mai îmi rămână. Da, acum am împărțit prima dată frișca. Acum turnăm căpșuna peste o frișcă. Ok. Și crema de mascarpone peste cealaltă frișcă. Eu am pus o cantitate, de exemplu, la 500 de grame de frișcă, am pus 120 de grame de zahăr pudră, dar să gustați întotdeauna crema. De ce? Căpșunile, de exemplu, pot fi mai acre sau... E bine să gustați, să puneți minim de zahăr. Și totodată... A întrebat cineva ce frișcă folosești. Da. Asta este frișca cu care lucrez eu. Se vede? Cred că se vede. Da, se vede, se vede. Da, este o frișcă care cumpăr de la Metro.
Și acum am două camere gata, da? O să gust un pic. Super. Și o să gust și din ce avem. Perfect. Nu am nevoie să fie mai dulce. Acum. O să punem. O să pun 3 sferturi din cantitatea de cremă de mascarpone. Nivelez frumos. Deci vă recomand să vă cumpărați folia asta de policarbonat, este minunată să lucrează cu ea. Pentru că am pus un blat de vanilie, urmează să pun unul de cacao. Ăsta așa ușor. Îl siropăm. O să mai punem puțin ganaj. Am zis că așa, vreo 500 de grame de ganaj. O să-l distribui pe fiecare blat. Să ajungă așa un pic peste tot. Ok. Acum o să pun restul de cremă de mascarpone și o să o pun așa puțin denivelat pentru că vreau să pun pe același strat și cremă de căpșuni. Deci o să fie un strat cu cremă de mascarpone, un strat mixt și căpșună și mascarpone și pe celălalt o să fie doar căpșună. Deci o să fie așa mai deosebit un pic. Okay, am pus mascarpone și acum punem și puțină cremă și îndreptăm. Bun. Aș vrea când se taie în crema asta să se vadă și roz și alb așa cumva în valuri. Bun. Urmează un blat de vanilie. Ok. Din nou sirop. Am aici undeva 500-600 de mililitri de sirop. Mai punem un pic de ganaj. A întrebat cineva dacă poți să-i spui cum se face blatul de cacao. Blatul de cacao? Eu îl fac în felul următor. Luăm 9 ouă. 9 ouă L. Deci dacă nu credeți că sunt mai mici, mai bine le cântăriți. Deci aveți nevoie de 540 de ou. 540 de grame de ou, aveți nevoie de 300 de grame de zahăr, 300 de grame de făină și bateți cele 9 ouă, adică 540 de grame de ouă cu zahăr, întregi, ouăle întregi, cu zahărul se bat la viteză maximum un sfert de oră și după aceea amestecați 300 de grame de făină și 30 de grame de cacao. Le-ați amestecat pe astea făina cu cacao și după aceea încorporați în
Deci asta este rețeta mea, eu lucrez cu blaturi, cu ouă întregi. Și acum, finalul, ia uitați ce mândrețe de tort ne-a ieșit. Un tort care este înalt. Deci avem aici 4 blaturi. Fiecare blat, cel de vanilie și cel de cacao, sunt făcute din câte 6 ouă. De regulă lucrez la un tort cu 9 ouă, de-aia v-am spus rețeta de la blaturile de cacao cu 9 ouă, dar la 6 ouă, automat aveți nevoie de 200 de grame de făină, 20 de grame de cacao, deci sunt regula de 3 simple, da? Putem să calculăm ușor ce cantitate avem nevoie. Asta este un tort, a ieșit un tort generos, aici e un kilogram de cremă, un kilogram de cremă la care am adăugat, să zicem așa, 200 de grame de zahăr și câteva linguri de sirop plus gelatina. Ajunge undeva la 4 kg un tort de felul ăsta, fără ganaj, cred că și cu ganaj, cu tot, mă rog, depinde acum de... Dar este un tort care este, a ieșit destul de mare, practic mie așa mi l-a trebuit. De regulă torturile care au mai multe blaturi automat sunt mai înalte, deci sunt torturi care sunt la mod acum, deci nu mai sunt la modă torturile joase și late, mai degrabă cele cu înălțime. Punem puțin sirop și deasupra. O să vă arăt cum îl înfoliez și îl dau la frigider. Întreba cineva, praf de cop nu puneți la blat? Nu. Nu, pentru că batem foarte bine blatul, batem foarte bine ouăle cu zahărul și nu avem nevoie să adăugăm praf de copt. Așa. Și așa. A, dragile mele, un tort cu 2 creme pe care le-am făcut amândouă deodată, deci n-am stat să lucrez unul și unul, mai ales că aveam nevoie de 3 straturi. De regulă, cremele care se fac cu gelatină nu prea ne permite să pierde foarte mult timp, gelatina lucrează. Întotdeauna hidratați cu suficient de multă apă gelatina pentru a nu vi se închega, a nu face zdrențele acelea, să nu vi se întărească. Deci gelatina este un pic mai pretențioasă, ea are nevoie de apă, eu zic că este punctul ei principal. Torturile, când în gelatină este suficientă apă, este aerate, este o cremă ca o înghețată, ca o ceva... Deci trebuie să fie... Dacă nu e suficient dehidratată, nu are suficientă apă, ies niște creme bățoase, așa grețoase impresia și gumate un pic. Deci învățați să hidratați cu câtă apă trebuie gelatina ca să iasă un lucru bun. Am vrut să vă arăt astăzi că se poate monta repede, poate nici într-o jumătate de oră, sau eu am vorbit, v-am și demonstrat, dar sincer, mie mi-a 10-15 minute să montez un tort cu 2 creme diferite, pentru că, v-am spus, ține de organizare. Pas frișca la un loc, împarți în două, pentru că sunt musuri amândouă au aceleași bază, gelatină și frișcă, doar lucrați un pic cu crema de bază fiecare, dar dacă le pregătiți din timp, dacă le aveți pe toate la îndemână, dacă aveți spațiu în jurul vostru și nu ca să riscați să uitați ceva, să băgați în tort, cu siguranță puteți să faceți repede. Un tort nu se face greu. Toată treaba de organizare și, bineînțeles, să aveți niște baze bune și baze solide și după aceea numai vă jucați. Vă jucați. Asta aici putea fi un caramel cu lămâie, putea fi un diplomat cu, știu eu, ciocolată, un... Orice, orice. Deci nu există o rețetă. Există rețeta pe care vreți să o faceți voi. Vă aștept în cursul meu, începe din 10 octombrie. Haideți să învățăm să facem torturi. Am pe pagina mea link-ul. Cine este interesat poate să citească acolo toate informațiile despre curs. Eu zic că a venit vremea ca fiecare, pentru că sunt foarte multe cunoștințe, se pot lua de peste tot.
a venit vremea să învățați, dacă iubiți să faceți și vă plac dulciurile, e bine să ieșiți un pic din zona de confort, să încercați să puneți mâna, să faceți un tort și la cofetărie, vă invit și la mine, eu vă fac cu mare drag, dar la mine, ați văzut, prețurile sunt prețuri de cofetărie. Întotdeauna, să știți, plătiți 30% ingredientele, 70% plătiți manopera. Mi se pare cinstit și eu lucrez la fel. De aceea, fiecare care, dacă iubești că ești aici, dacă mă asculți pe mine acum, clar iubești lucrul ăsta. Nu ți este indiferent. Deci nu e că ție nu-ți plac torturile, nu te interesează și stai să mă asculți pe mine. Clar, dacă stai să mă asculți, dacă mă urmărești, suntem 60.000 într-un grup, peste 60.000. Toți avem aceeași dragoste, să facem dulciuri, să facem dulciuri pentru copiii noștri, pentru nepoți, pentru cei dragi. Cât de mult contează și cât de mare e satisfacția să știi că l-ai făcut cu mâna ta. Să știi, eu știu exact ce am băgat aici în el și bă, când îi dau o bucățică aia la copilul meu să mănânce, știu că am pus laptele care, frișca bună, am pus mai puțin zahăr pentru că nu vreau să-i dau mult zahăr. Deci lucrați din exact cu ingredientele care le doriți. Aveți, poate multe aveți curte și aveți găini cu ouă de casă, de cât e de minunat să le faceți cu tot ce e mai bun, cu ce credeți voi că e mai bun. Oricum facem un compromis că e un tort, că sunt dulciuri, că sunt combinații, că sunt multe calorii, că sunt... Bun, nu discutăm despre asta, pentru că asta e. Dar cât de mult contează și mai ales cultura poporului nostru să faci un tort, să ziua cuiva să aibă tortul respectiv, să fie... Parcă nici nu ți-ai ținut ziua dacă n-ai tort, ceva de genul ăsta. Copiii așteaptă, copiii sunt bucuroși acum și de e și păcat pentru că se găsesc acum atâtea materiale din care poți să lucrezi. Găsești pe internet absolut tot. Raclete, ingrediente din ce să faci. Deci modele nu mai spun că deci eu explodat. Parcă din ce în ce mai multe tipuri de modele și cei care fac produse vin în întâmpinarea noastră cu fel și fel de silicoane, de catere din acestea de tăiat, de cupaje, deci nu mai există limită. Doar atâta, haideți să învățăm, fiecare putem să ne facem tortul. În grupul în care suntem, într-un grup privat, de curs, rămânem pe viață, acolo ne consultăm, acolo și după ce se termină cursul rămânem împreună. Noi mai avem un curs lansat, sunt 140 de cursante din primul curs, suntem și acum, ne scriem fiecare când are o problemă sau vrea să facă ceva, îi lipsă de idei, fiecare vine, ne ajutăm. E o comunitate frumoasă și acolo lucrați direct cu mine, sub îndrumarea mea, sub, știu eu, când aveți o problemă, sunt acolo pentru voi. S-au pus întrebări, cum pot să se înscrie la curs? Da, chiar pe pagină este, sau o să lăsăm un link în descriere, dar pe pagina cofetăriei este acolo. Dacă nu, scrieți-mi pe WhatsApp sau pe Messenger și vă dau link-ul unde vă puteți înscrie. Cu mare drag vă aștept. Haideți să facem, pentru că nu e greu. Vă promit, uite, eu chiar suntem deja destul de mulți adunați, dar eu fac lucrul ăsta pentru că știu că vreau să zic că cursul costă 197 de euro. Sincer, eu atâția bani cer pe tortul ăsta când e gata, îl decorez în pastă de zahăr și pun și costă 190 de euro. Deci vă dați seama, e cât un tort pe care îl fac eu. Pentru mine nu are atâta de... Deci să fie o sumă atâta de mare. Deci dacă ai venit la mine, ai face un tort, pur și simplu ai plecat cu el acasă și l-ai mâncat. Dar 197 de euro, îți rămân cunoștințele alea și rămâi în comunitatea frumoasă și poți să faci de câte ori vrei un tort și suntem acolo, sunt acolo pentru voi, alea sunt grupurile în care eu stau și răspund direct și nu cred că există nimeni, eu sunt în direct acum, poate sunt 140 din primul grup, dacă este cineva care a fost de mulțumit, poate să scrie, poate...
să spună care a fost nemulțumirea. Dar până acum, sincer, nu am primit, pentru că au avut o foarte mare importanță pentru mine, pentru că nu mai sunt nici foarte tânără și ambiția mea. Cine vrea să învețe să facă torturi după metoda mea, vreau să știe să facă torturi. Și atunci altă lume a priceput mai repede, alții mai greu, dar cu mare drag am stat cu fiecare care a fost interesat să facă, pentru că este așa o foarte mare satisfacție pentru mine să știu că cineva a învățat să facă torturi de la mine și cu metoda mea. Deci, dacă mai aveți întrebări, dacă vă aștept, puteți să-mi scrieți pe Messenger, pe WhatsApp, pe unde doriți. Eu vă pot da și unde să vă înscrieți. În 10 octombrie începem. O să avem live-uri marțea seara. O să începem practic de la zero. O să învățăm să facem de la zero tot blacurile. Asta o să fie primul lucru. O să avem o deschidere în care o să, prima dată o să vedem toate ustensilele de care avem nevoie minim ca să putem să facem torturi. O să facem blaturi, o să facem creme, o să facem combinații, o să avem tabele cu proporțiile pentru fiecare tort în parte, de dacă ne trebuie un tort pentru 10 persoane, 15 persoane, deci cantitățile pentru fiecare în parte. O să avem metode de decor, în frișcă, în cremă de brânză, în pastă de zahăr, o să învățăm torturi etajate, o să, practic o să fie de la zero până la tort etajat. Asta înseamnă să învățați să faceți un tort după să învățați să faceți suportul pe care puteți să puneți un tort etajat, să-l transportați în siguranță. Deci învățăm de toate. Va fi intensiv, vor fi multe filmulețe pe care le veți putea urmări atunci când vreți voi. Live-ul va fi marțea de la ora 7, dar dacă nu se poate intra, puteți să-l revedeți, pentru că totul va rămâne înregistrat. Deci, practic, nu cred că veți pierde ceva. După aia, când îl urmăriți, puteți să mă contactați dacă ceva n-ați înțeles. Deci, ținem legătura, sunt acolo pentru voi. V-am spus, ambiția mea e cine se scrie, vreau să facă tort, vreau să mă depășească. Sincer, vreau să mă depășească, primesc torturi de la primele cursante, jos pălăria, de multe ori recunosc, băi, mie nu mi-a trecut prin cap să fac așa, sunt foarte mulțumită de ele, sunt ce trebuie acolo. Dacă nu mai sunt întrebări, oricum găsiți linkul cursului și v-am spus, puteți să-mi scrieți pe Messenger, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp, tot ce vă interesează și vă dau informații, cum vă puteți înscrie și de tot ce aveți nevoie. Un pic. Da, vă mai salut încă o dată, vă pup, vă iubesc și o să încerc să, numai un pic, să nu apeși pe nimic, o să încerc să intru cât mai mult live sau, dacă nu, filmulețe, ceva să postăm. Și v-am spus, contactați-mă și cu mare drag vă răspund la orice fel de problemă care o aveți sau întrebare. Vă pup, vă iubesc și acum o să închidem.